Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Ana și astăzi am pregătit lasagna. Am aici 500 de grame de carne de vită, 2 cârnați de porc proaspeți, ceapă, usturoi, un sos pentru paste, o conservă din aceasta mare pentru paste și una mai mică cu pastă de tomate. Și bineînțeles vom pune o mulțime de condimente. Voi începe cu ceapa, o voi toca mărunt. La fel și usturoiul, am aici 3 căței de usturoi pe care voi mărunți. Într-o cratiță încăpătoare pun cam o lingură de ulei, pe care îl voi lăsa să se încingă. Voi pune ceapa și usturoiul. Amestec pentru a distribui uniform ingredientele și voi adăuga puțină sare, astfel ceapa nu se va arde. O voi lăsa până când se va înmuia, până cu usturoiul. Durează câteva minute. La fel, las până când se moaie și usturoiul puțin. Voi pune carne de vită. Eu am o carne foarte slabă, o carne de vită foarte slabă. Pestez cârnații și îndepărdez în velișul exterior. Voi pune carnea din interior în cratița mea. Gătesc toate ingredientele împreună până când carnea nu va mai fi roșie, adică la culoare, și cu spatula mărunțesc bine de tot carnea din interiorul cârnaților, cât și carnea de vită. Adaug un cup de gnor mărunțit peste carne, piper proaspăt măcinat, paprika, cam o jumătate de linguriță, un mix de ierburi aromatice mediteranene, rozmarin, busuioc, oregano, măghiran, mai adaug eu rozmarin chiar și acum în plus, pentru că îmi place foarte tare aroma acestuia. Pun 3-4 linguri din pasta de tomate. Adaug acum și sosul pentru paste. Un sos ce este deja condimentat, așa că nu adăugăm sare prea mult la început pentru a putea ajusta după ce adăugăm și pasta pentru paste, sosul acesta pentru paste la final. Lăsăm acest sos să fiarbă pentru cel puțin 30 de minute. Am mai adăugat și puțin busuioc, voi pune și câțiva fulgi de cayenne. Între timp fac și sosul alb. Am aici perluțe de brânză și pun cam două căni, două cupe din brânza aceasta. O voi mărunți cu blenderul. Adaug un ou. Piper proaspăt măcinat. Sare. Nu foarte multă. Și amestec din nou totul cu blenderul. Adaug și puțin pătrunjel uscat. Și voi amesteca cu blenderul.
Obțin astfel un sos cremos, mai pun și parmezan. Câteva linguri de parmezan vor face acest sos un deliciu. Voi asambla acum lasagna, voi pune câteva linguri din sosul cu carne în vasul ce va merge la cuptor. Adaug peste sos alb cu brânză, tot așa, o lingură, două. Eu am cumpărat paste pentru lasagna din cele ce nu au nevoie de fierbere, așa că voi așeza deasupra pastele uscate din pachet. Presez puțin, dacă aveți din cele pe care trebuie să le fierbeți câteva minute, urmăriți instrucțiunile de pe pachet. Alternez acum sos cu carne, cel cu brânză și paste, numeroase straturi până când termin ingredientele. Cel puțin 3 straturi. Voi adăuga și mozzarella rasă de acum înainte, după primul strat de paste. Și adaug din nou pastele pentru lasagna. Presez sos cu carne, sos cu brânză, mozzarella rasă. Termin cu o strat de sos de carne, sos alb de paste, mozzarella și parmezan și voi pune în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 35-40 de minute sau până când prinde un pic de culoare deasupra. Nu uitați să fiți veseli! O zi frumoasă vă doresc!